Îmi este greu să mă integrez într-un grup, să-i fac pe ceilalți să înțeleagă ce vreau, să mă prezint unor oameni necunoscuți, să-i fac pe ceilalți să se confrunte cu problemele care vin asupra lor. Școala este un ecosistem dezorganizat în care copiii te atacă pe la spate. Nu ziceți prost crescut la copii și nu chinuiți pe copii. Băi, mi-a plăcut așa de tare, este un amestec de sfaturi pe care el le are, din cuvintele care îi se spuneau lui și din cuvintele pe care a fi vrut el să le spună celorlalți. Eu sunt doctoriță de vreo 30 de ani, 30 și... Dacă în urmă cu 20 de ani vedeam un copil cu autist, autism infantil, era forma deschisă de Leo Kanner, chemam toți studenții ca să vadă. Și am și luat niște date din clinică, erau 20 de copii pe an. Pe an înseamnă din 3.000 de internări, 2.500, 3.000 de internări, 20 de copii cu această tulburare. Iar acum am ajuns să evaluăm un număr foarte mare, nici nu mai spun că la televizor l-au triplat. Dar e important să se știe că e un număr foarte mare. Și datele de epidemiologie, poate cele mai corecte, sunt ale lui Michael Rutter. Îl cheamă Sir Michael Rutter, deci este mare personalitate în psihiatria copilului, are 80 și ceva de ani, și studiile pe care dânsul le-a condus prin anii 75 pe aceeași arie geografică din Anglia, pe un design făcut de dânsul, arătau o incidență și prevalență de 1:4 la 10.000 de copii. Tot dânsul a condus un studiu, deci e important designul studiului, că nu aruncăm cifre fără să spunem cine le-a făcut și ce instrumente și criterii de diagnostic a folosit. Tot dânsul a condus o echipă cu un design asemănător, deci a fost practic un studiu de meta-analiză, în 2005, care arată o creștere de 60. Deci, tulburarea de spectru autist a ajuns în aceeași arie geografică din Anglia, cu același design de studiu, cu aceeași echipă, cu același mecanism de gândire, e foarte important să știți cum se compară lucrurile. 60 la 10.000. Și atunci concluzia o trageți singuri. În anul 1975, 1 la 10.000, 2005, 60 la 10.000. Pervaziv înseamnă că este o tulburare a dezvoltării, intrinsecă dezvoltării psihomotorii a copilului și care, în final, calitatea dezvoltării este alta decât cea pe care ne-am fi așteptat să o avem. Această deteriorare calitativă este clar deviantă în raport cu nivelul de dezvoltare sau cu vârsta mentală a copilului. Din punct de vedere al explorării mamei, există o mare problemă. Acești copii nu întorc capul când sunt strigați. Nu. Am avut o mamă care mi-a zis: doamna doctor, abia aștept să-mi spună și mie mamă și să întoarcă capul când îl stric și să se bucure de mine. Pentru că nu privește în ochi. Acesta, de fapt, e primul criteriu cel mai important. Lipsa dorinței și plăcerii de a participa la jocurile cu adulții. Primul joc cu adultul este acesta, cu cubau. De fapt, este luat în brațe, este pupatul și așa mai departe. Au o seriozitate excesivă și o imposibilitate în declanșarea zâmbetului de către persoane. Păi numai cine are un bebeluș sau un copil mic într-o familie, iar eu am acum norocul acesta să am o nepoțică și am rămas uimită când, înainte de împlinirea vârstei de un an, nu știu ce prostioară făcea în timp ce mâncam cu toții la masă și a sesizat zâmbetul nostru. Apoi n-a repetat prostia de 10 ori numai să zâmbim în continuare? Până a zis: maică, s-a potoliți-vă, dragă, că nu mănâncă copilul. Multă lume, mă refer la cadre medicale, mulți doctori spun: lasă-l în pace, că și blaga, să știți că eu sunt convinsă că avea o tulburare de spectru. Prea avea niște poezii splendide. Lipsa privirii ochi în ochi. Mulți părinți observă asta. Dar pentru că ei lucrează 24 de ore din 12 sau din 8 ore, ei văd copilul câte minute? Păi seara, eu știu, 2 ore, dacă îl văd. Și atunci obosiți, supărați de lor și așa mai departe. Bunicii văd de obicei. Sau o bună isteață. Dar bona, dacă e plătită, nu spune nici adevărul. Cele 9 semnale de alarmă. Lipsa privirii ochi în ochi, lipsa exprimării bucuriei, incapacitatea de a împărtăși plăcerea, de a se bucura. Este pointing-ul. Arată cu mânuța și spune și ți arată, adică bucură-te și tu, că uite, eu am văzut o pisică. Sau ce-o fi văzut, da? Incapabilitatea de a răspunde la propriul nume.
răspunde, face capul, dar este un act reflex pe care îl face numai din când în când, când face o conexiune socială eventual. Da? Lipsa coordonării privirii, expresiei faciale, nu arată cu degetul, prozodia este neobișnuită. Prozodia înseamnă cântă cuvintele. Este un fel de a cânta. Trebuie să mai un exercițiu în a auzi cum se pronunță cuvintele și să dea seama că face asta. Mișcări și posturi repetitive ale corpului. Flutura mâinile, merge pe vârfuri, da? Asta, unii pot să facă asta, alții nu, neapărat. Și mișcări repetitive cu obiectele, le așează, le ordonează. Dacă vedeți de câteva ori astfel de copii, imediat sesizați privirea. Privirea nu este adresată nimănui. Deci nu e mama care stă în fața lui să... Nu, e cineva care îl filmează, o fi și mama. Uite, este bucuria lui cu aceste obiecte pe care le-a așezat foarte frumos aici. Sunt numai eu de crocodili, lei, zebră, capră, ce Dumnezeu mai sunt aici. Sunt niște animăluțe mici, acum sunt și eu expertă în ele. Și este jocul lui cu corpul lui, cu sunetele și cu aceste obiecte. Sunt cei mai corecți funcționari publici. Acești copii, ajunși adulți, nu pot fi mituiți. Pentru că, într-adevăr, nu pot să înțeleg mita, mă rog, este un comportament fanariot, deci are, mă rog, englezii nu știau de chestia asta. Este un comportament care implică, măi frate, eu ți-am pus asta aici, hârtiuța asta, deci tu ai citit exact ce vreau eu, știi ce exact? Păi ăsta ți-a banii și ți-a făcut coro și începe să și strige gura mare. Mi-a dat bani, mi-a dat bani. Nu știm nimic despre creier. Cine spune că știe ceva, eu învăț în fiecare zi altceva. Nu altceva care se contrazică, ci încă ceva care mi-aduce o informație. Pentru că discuțiile sunt de ce se nasc acești copii. Boala a fost prima dată descrisă de boală există de mulți ani. A fost prima dată descrisă în 43 de Leo Kanner. La Viena. El a descoperit, trebuie să-l faceți așa un salt către Viena anilor 43 și să vedeți ce era acolo. Uite, lăsăm creierul și vă spun, îl dăm încă o dată. Într-un grup de copii cu întârziere mentală, a descoperit copii cu întârziere mentală, dar care nu erau cu întârziere mentală și erau ciudați. Și Leo Kanner, în 1943, a zis, acesta, eu consider că este autist, a folosit termenul Bleuler, Bleuler fiind cel care a descris schizofrenia. Și a zis, asta, această tulburare se cheamă autism infantil. Știți cum era boala aceea atunci când a descris-o el? Și la fel am văzut și eu până acum câțiva ani. Copiii aceștia vorbeau până la 2-3 ani. Și până la 2-3 ani se transformau în ce ați văzut mai devreme. În copii stereotipi cu discontact psihic. Acela este autismul infantil, forma cea mai severă. Că acum sunt discuții foarte mari în clasificarea DSM-5, dacă să... Mă rog, pentru că eu sunt un complex, autismul în acest moment este un complex de simptome și de boli. De e complicat ca naiba, și de aia poate să zică cine ce vrea la televizor și altul să conteste mâine. În anul următor, în 1944, Hans Asperger, tot Viena, tot psihiatru de copii, spune, eu am descoperit ceva care nu seamănă nici cu întârzierea mentală, oligofrenie se numea pe vremea aceea, și nici cu autismul infantil pe care l-a descris Kanner. Eu am descoperit copii foarte inteligenți și care au numai acest deficit de comunicare. Și eu cred că e o tulburare de personalitate și Asperger a zis, se cheamă tulburare Asperger, i-a dat denumirea lui. Anii 43-44, cine știe puțină istorie, înțelege de ce a plecat Leo Kanner a plecat în Statele Unite și a început să scrie în engleză și în American Journal și în British Journal apar peste tot cuvântul autism infantil, iar Asperger a rămas la Viena și a scris în limba germană. Motiv pentru care, cam până prin anii 80, nimeni nu prea știa de tulburare Asperger, știau numai de autism infantil. Astfel încât eu, când am început această meserie prin anii exact în 80, în clinica de psihiatrie a copilului, nimeni nu punea diagnosticul de tulburare Asperger. Lorna Wing, eleva lui Michael Rutter, de care v-am povestit, și-a făcut doctoratul la Londra și l-a făcut în engleză și a început să publice despre Asperger sindrom. Și uite, așa începe lumea din anii 80 încoace, s-a împlăștit de Asperger sindrom. În 1964, Andreas Rett
tot un austriac, descrie o altă boală din care se moare. Deci este o tulburare de spectru autist care merge către exitus. Se numește sindrom Rett. Iar acum, în anii 2005, Baron Cohen și cu Wing, Lorna Wing, de care m-am povestit, care deja și are destul de măricic, așa, 70 de ani, au început să spună, păi, autismul infantil există încă, există și tulburare Asperger, dar să știți că mai există și altceva. Acest autism atipic, sau PDD-NOS, pe care noi îl considerăm că este altceva. Este un amestec de ADHD și cu autistic-like symptom, sau cu întârziere mentală. Și atunci au găsit de cuvință să conceapă acest termen de tulburare de spectru autist, care acoperă acum totul și sunt vreo 5 entități aici și se vede și pe american cu DSM-ul, că DSM-ul este un instrument american de diagnostic al bolilor psihice. ICD-ul este instrumentul OMS-ului de diagnostic al bolilor psihice, pentru că se cheamă autism infantil, tulburare Asperger, tulburare de spectru autist, sindrom Rett, ele sunt băgate în tulburări psihice. Și asta înseamnă conexiuni între tot ce ați văzut mai devreme. Uite, se presupune că ai, așa, uite aici, astea sunt conexiuni dopaminergice. Pornesc de aici, din amigdala cerebrală și merg către orbitofrontal, da? Uite ce frumos. Sunt căile dopaminergice, dopamina. Extraordinar de important, neurotransmițător, formidabil este. Unii dintre oameni îl confundă cu adrenalina și adrenalina o avem și pe aia în creier. Și spun așa că aleargă și că se aruncă cu bate jumping-ul ca să aibă și descărcare de adrenalină. Nu, fac de dopamină, de fapt, și se simt bine. Se simt bine. Unii. Eu mă simt bine numai când mă uit la el cum se aruncă, dar eu nu mă arunc. Examinarea somatică este importantă și am să vă spun de ce. Sunt boli genetice care au manifestări de tip autistic-like. Da? Sindromul X fragil. Păi nu cred că dumneavoastră ați învățat sindromul X fragil la facultate. Noi l-am învățat. Și atunci când îmi intră pe ușă un copilaș care are epicandus, hipertelorism, urechile jos implantate, păr cu inserție joasă, clinodactilie sau dactilie DG5, imediat am observat asta. Am vorbit păsărește. Asta este învățare în anul 3 la biologie și la genetică. Sau, îi vezi că au tegumentele foarte moi. Pui mâna pe ei, pentru că trebuie să le examinezi, și îi vezi așa foarte moale și pufos. Poate să fie un sindrom Ehlers-Danlos. Are o problemă genetică pe colagen și pe elastină. Între copii pot să fie cu strabism, să știți. Examenul EEG este obligatoriu. Păi nu ne pleacă niciun copil din clinică fără EEG. Și în funcție de electroencefalogramă, punem tratament anticomițial sau nu. Tratamentul anticomițial nu punem ca epilepsie, ci pentru că antiepilepticele, noi le spunem acum ortotimizante, ne ajută foarte mult în modularea emoționalității și afectivității. Să nu mai treacă de la o stare la alta, să nu mai țipe cu ușurință și sunt mult mai maleabili și flexibili în terapie. Da? Imediat terapeutul ne spune, a, ce bine, că de când ia medicamentul, se simt că percepe și că este mai atent, deci scade hiperactivitatea, scade deficitul de atenție și irascibilitatea. CT sau RMN, să știți că nu-l facem de screening zilnic, nu. Tomografia la copilul mic sub 3 ani înseamnă anestezie generală. Și nu facem așa ceva decât dacă clinic are suspiciunea unei boli neurologice, adică îl văd că are semne de pareză sau pareză de oculomotor sau așa. Altfel nu facem. Sau spunem părinților. Când ne intră pe ușă un copil cu tulburare de spectru, deci cu stereotipii și care nu vorbește, primul lucru pe care îl facem, ne gândim dacă nu este o boală organică. O paralizie cerebrală se cheamă, care poate da întârziere mentală, stereotipii. Afazia de dezvoltare este destul de frecventă, nu foarte frecventă, și ea pretează frecvent la confuzii. Deci dacă îți intră pe ușă un copil care nu vorbește, cu ceva stereotipii, dar îl vezi că are o mânuță pe care nu o ține foarte bine, are o pareză, îl vezi că la electroencefalogram are semne de epilepsie, nu te mai gândești la autism infantil, te gândești la o encefalopatie infantilă. Dar dacă
Tot copilul este integru. Sarcina și nașterea au fost normale. Dezvoltarea pe etape de vârstă normală. Și nu vorbește și nu are nimic din tulburarea de comunicare și relaționare socială a autismului, te gândești la afazia de dezvoltare. Cum face copilul afazic? Pe copilul ăsta vorbește din ochi. Sunt foarte simpatici. Din ochi vorbește. Și îți arată că vrea asta, că vrea aia, că vrea aia altă. Așa face și afazicul. Are 3 anișori, ar trebui să vorbească, dar nu vorbește. Dar din ochi îți spune tot. Și acest copil va vorbi, dar îi trebuie logopedie intensivă, tratament neurotrofic și va vorbi. Din păcate, se asociază uneori cu dislexie, deci capacitatea de a citi va fi destul de grav, cu disgrafie, deci se asociază cu dificultăți în achiziția abilităților școlare. Acest concept de ADHD, acest sindrom ADHD, a fost definit prima dată în 1906, în clasificarea franceză. Școala română de medicină este tributară școlii franceze. Noi de acolo am învățat carte, mare parte din profesorii noștri de acolo s-au dus prin anii, la începutul secolului 20. Și în 1906 școala franceză îi spunea instabilitate psihomotorie. Ca pe urmă, în anii 60, clasificarea americană de psihiatrie despre care vă vorbeam se-i spună ADD, Attention Deficit Disorder. Și mă să-i zică nu, că are și hyperactivity, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, și cum ADDH. Deci s-au jucat cu clasificarea asta până când în final au rămas la... Deci nu este altă entitate, nu e altă boală. E tot aia din 906 deschisă de francezi, numai că se cheamă altfel. Iar noi am acceptat acronimul acesta pentru că a prins extraordinar de repede în populație. Să vă spun și de ce. Știți câte variante de traducere a putut inventa specialistul român la ADHD, la ADHD? Deci, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Cum îl traduce dumneavoastră? Păi vă spun eu, au tradus în 8 feluri. Cei de la Iași într-o 3 feluri, Timișoreni în alte 3 feluri, Clujeni. Și ne-am întâlnit cu toții la un congres de-al nostru de neuropsihiatrie și ne-am pus de acord, unde îi spunea tulburare de atenție cu hiperactivitate. Aia nu-i corect, că este pus sau fără. Îi spuneau deficit de atenție, bară, hiperactivitate. Ce să vă spun, un fel și chip îi spunea. Și a rămas ADHD. Și pentru că în spate se mai aflau și un interes a unei companii farmaceutice care avea produsul în țară, am preferat așa și am prins extraordinar de repede, pentru că nu ne-am crezut nici noi. Și uite cum este. Deficitul de atenție asociat cu întârziere în limbaj, copiii aceștia par autiști. Formele severe, trebuie să știți asta. Uite, nu trebuie uitat că există copii cu TSA care pot prezenta concomitent și autistic, și ADHD. Deci diagnostic implică răspunderea echipei multidisciplinare, răspunderea pentru actul medical, tare nu vreau să vă spun, că dumneavoastră este scăpat de grijă, îl are doctorul, și am vorbit de tumori, de boli genetice, de boli metabolice, de statusul epileptic pe care poate să-l facă, sunt rare, da? E suficient odată să te pomenești cu părinții lui, că te dau judecată că n-ai știut. Deci este intervenție educativă timpurie, este vitală. Nu există nicio abordare singură care să acopere toate nevoile copilului, pentru că nu există un medicament care să fi fost descoperit special pentru boala aceasta. Deci dacă există medicamente, se numesc antituberculostatice, speciale pentru tuberculoză, pentru leucemie, pentru diabet, pentru autism nu există. Pentru ADHD există, dar ce să vă spun câte efecte secundare au. Dresajul l-a inventat Pavlov. Mă rog, Pavlov a inventat un cățel care saliva numai când se uita la el. Bănuiesc că știți povestea de la liceu, vă știți. Da? Deci nu mai luăm de la capăt. Pavlov a venit cu cărnița, pormă cățelul saliva, pormă a scos cărnița, a lăsat numai sunetul, pormă a scos și sunetul, a lăsat numai lumina. Ce să mai... Cățelul ăla saliva numai când îl vedea pe Pavlov. Se numește circuite neuronale. Hai să găsim alt cuvânt pentru dresaj. A construit circuite neuronale în capul unui cățel. Asta a făcut Pavlov. A putut cățelul deștept, nu cred că reușea, e o pisică. Acolo nu cred că reușește, tipa aia e foarte deșteaptă. Și atunci,
Ce vedeți dumneavoastră în prima fază, pare tare urât așa și mulți părinți au zis, doamna doctor, mai bine fac o biserică, mi-aduc aminte pe mine asta toată viața, din Constanța. Mai bine construiesc o biserică decât să fac așa ceva. Și nu-i bine mâine, o biserică. Ce era să-i zic? Nu i-a plăcut. Se simțea jignit. Unii nu se simt jigniți, alții au înțeles. Nu știam să-i spun pe vremea aia de ce știu de neuronale și n-am nici prea multe dovezi. Acum le arăt, să știți, în fiecare an noi mai descoperim ceva la medicina asta, a capului. Copilul pe care l-ați văzut împreună cu terapeuta, să știți că arăta exact ca mai devreme. Nu e același copil, ăsta e un copil adevărat și ați văzut mai devreme, se cheamă YouTube. Țopăia, alerga, futura mâinile, să știți că nu din prima zi stăie pe scaun, nu. Prima comandă a fost șezi. Că nu mai știam cum să facem cu șezi asta. Unii zic, stai pe scaun, așează-te, te rog, stai pe scaunel. Pe până zic, te rog, stai pe scaunel, asta prea multe cuvinte. Trebuie să ai o comandă scurtă. Asta e recompensa, bravo! Așa se formează ce? Doi neuroni s-au unit între ei pentru că a primit o recompensă. Am vrut să vă arăt și părțile frumoase ale terapiei, să nu mă chipuiți că toate este așa. Uneori durează, a durat o lună de zile până să recunoască culoarea albă. O lună de zile. Numai asta au repetat. Arată alb, arată alb, arată alb. Și după ce a arătat prima dată culoarea alb, pe cubul respectiv, a învățat într-o săptămână restul culorilor. Deci fac niște salturi în dezvoltare incredibile. Deși pot să rămână în același nivel luni de zile, deodată fac un salt de rămâi cu gura căscată. Nici nu vine să crezi. Așa? Terapia comportamentală, că asta înseamnă ABA, Apply Behavior Analysis. Deci este terapie comportamentală aplicată. Vorbește cu inteligența lui, construiește circuite neuronale, iar pe furie pe care v-am arătat mai devreme, talamusul, hipotalamusul, amigdala cerebrală, aici lucrează, să știți, medicație. Aici mai greu. Sau inteligența lui vine și controlează aceste arii. Pentru că descarcă dopamină și atunci aceste arii cerebrale funcționează mai bine. Da? Medicamentele lucrează mult mai rapid aici, că prin sânge ajung aici. Dar și inteligența lui vine și lucrează aici. Și scopul este acesta. Descreșterea comportamentelor în exces, respectiv autostimularea, stereotipie, le spunem noi, a heteroagresivitatea, deci sunt copii care se lovesc pe ei sau pe ceilalți. Cum difuzează cerneala într-un pahar cu apă? Așa? Rectiliniu sau... Nu, domne, sub formă de văl. Și atunci ne-a arătat, asta înseamnă omul de știință. Omul de știință este foarte cinstit și foarte autentic și spune, noi am făcut demonstrații de tractografie, dar trebuie să știți că tot nu știm unde se duce substanța. Pentru că creierul este plin de apă. Are 80% hidrogen, 2 și oxigen. Apropo, din ce-i făcut creierul, mai știe cineva? Suntem făcuți din carbon, oxigen, azot, hidrogen. Nimeni nu prea știe din ce suntem făcuți. Și atunci, când pică aici o leacă de cerneală, nu se duce așa. Dar totuși, în final, avem niște informații că totuși există aceste circuite neuronale, frontale, dopaminergice, noradrenergice. Așa. Tratamentul medicamentos. Risporectul. Avem o mare problemă cu el pentru că noi îl dăm de foarte multă vreme. Este un produs venit în țară în anii 92. Trebuie să știți că până în 90 nu aveam decât haloperidol-diazepam, 3 medicamente toată psihiatria. După 90 s-au deschis porțile, plus că s-au mai și inventat produse. Risporectul este avizat, inițial a fost avizat până pentru copii de 15 ani, până la 15 ani, până 12 ani, în prezent este și pentru copii de 6 ani. El a fost gândit pentru schizofrenie. Deci când îl dai la o mamă și îi spui, te rog, ia dragă rețeta asta, fără să explici omului nimic, ești luat. Sau mă rog, obraznic. Pentru că trebuie să-i spui, vei citi prospectul, care e foarte mare. Vedeți că pe prospect, prima indicație nu este tulburarea de spectru autist, ci este schizofrenia. Și clipa în care o să citiți, o să vă speriați tot neamul. Și o să spuneți că doctorița Dobrescu nu știu ce face. Nu. A fost gândit pentru schizofrenie în anii 90. Schizofrenia are ca mecanism principal noradrenalina, 5-2 și dopamina. Dopamina s-a observat că este afectată în principal la copiii cu ADHD
Și pentru asta îl dăm la copilul dumneavoastră, nu pentru autism. Și făcând aceste comentarii, omul înțelege, mai citește internetul la deștept și eventual îl dă. Eventual. Că pe urmă nu îl dă și tot terapeutul e cel care zice, nu vei totuși ceva, că nu mă înțeleg deloc cu el la terapie. Și imediat se calmează și mai rămâne aleagă pe scaun. Și lucrează terapeutul. Ați înțeles? Deci pâinea este în mâna dumneavoastră, nu în mâna medicamentului. Mai există melatonina, ăsta este un hormon de somn, îl avem cu toții în cap. Eu nu-l prea am, că de-aia nu prea dorm. Mă rog, atomoxetina, metilfenidatul, astea sunt gândite special pentru ADHD și aceste neurotrofice. Când ne întreba Alistair la întâlnirea cu englezii, de ce românii dau medicamente la copii cu tulburare de spectru autist? Și le-am zis că dacă nu avem altceva, le dau și o vitamine. Și am noi ce le dați? Vitamina B6, care este o piridoxină, este o enzimă care merge în ciclu Krebs, deci o știu unde lucrează vitamina B6. Vitamina B6 nu este apă de ploaie, să știți. Este o enzimă care lucrează într-un din ciclurile metabolice fundamentale ale neuronului. Și mai ce le dați? Păi le dăm lecitină, că avem ascolecitină și acum avem o mulțime de produse. Știți de ce? Americanii au descoperit și ei neurotroficele. Pe țările este europene n-avea de niciunele și atunci au inventat săracele. De exemplu, rușii au cerebrolizină sub formă de pulbere. Cerebrolizinul este creier de porc. Inventat acest medicament de un român care tocmai a emigrat în Elveția și a pierdut patentul tot, că a emigrat mai devreme. Și elvețienii fac cerebrolizinul care este injectabil și foarte greu de administrat la copii. Și conține ce? Liofilizat de creier de furcel. Că trebuie să-i spui pacientului că dacă e mahometan l-ai omorât, a face injecții cu cerebrolizin de furcel, e mort. Și conține aminoacizi esențiali. Aminoacizi esențiali. Vedeți că cu coandele astea la vipuri, astea știu de aminoacizi. Arginină, chestii. Habar nu ce sunt. Sunt niște elemente fundamentale în metabolismul neuronal. Ați înțeles? Și atunci îi spui neurotrofică și îi explici despre ce este vorba. Și rușii aveau de multă vreme, dar nu puteam să importăm de la ei. Atunci o parte din pacienții mei, tot ce vă spun să știți că este din experiența mea așa, se duceau la bulgari. Și eu zic, de ce mă duce la bulgari? A, păi nu știți că ei nu mai fac injecții cu cerebrolizin, iau cerebrolizin. Și cum îl dau? Păi costă 1000 de euro. Și pe aia un sac mare așa și le dă cu lingurița de acolo. Era creier de purcen, uscat, pisat, tocat și vândut la... Și eu zic, bine. Dar să știți că elvețienii erau mai ieftini. Acum se găsește sub formă de neurooptimizer. Știți cine l-aduce în țară? Americani. Că ei sunt mai deștepți. Dar după așa. Acum mai este o poveste. Se mai duc și la chinezi. Trebuie să vă spun și asta. Trebuie să vă spun că mă doare de mor. Deci eu știu că sunt tulburări grele. Știu că se vindecă greu. Știu că sunt comorbide. Știu că numai terapia îi poate ajuta. Niciunul din ce m-am povestit nu vindecă. În schimb, s-a alimentat ipoteza pe care noi o știm despre celulele STEM. Celula STEM este celula primordială din care se formează organele. Noi știm asta. Și au descoperit oamenii de știință că dacă faci o fractură de coloană vertebrală și ai celule STEM din propriul tău ombilic de la naștere, ca să înțelegem un pic mișcarea, și ți le implantează acolo, se reface coloana vertebrală. Se reface, să știți. Filetul ăla nu se reface. Dar trebuie să-i pui acolo celula STEM, să fie compatibilă cu organul respectiv, să fie de la tine și să nu fie chinezească. Acum s-a inventat forma chinezească care se implantează în burtă și mai face o ușisticenie. Și o bagă în burtă ca să ajungă la creier. Din când m-am povestit până acum, ați înțeles că nu prea merge. De aici până aici nu ajunge nimic. Deci ne trebuie o celulă care să o bage aici. Nu s-a inventat. E foarte complicat. Concluzia. Există multă exprocherie. Și oamenii necăjiți sunt cei mai ușor de păcăliți. Măcar să știți asta.